Lucaci Florentin, România mea, Mein Romanian, My Romania. În timpurile mele dragi, frumoase și bune, când în gând aveam mese cu miere și alune. Și plângeam, singur, de priveliști cam nebune. Odată, ore întregi, te așteptam, doresc a spune. Să vii odată de la halele din centru, cu mâncare, carne, cașcaval, pentru copilul mic, rămas singur în casă, încuiat. Eu eram singurul tău iubit, frumos băiat. Lacrimi și roaie, dar de sonerie încurajat, deodată am rămas tăcut și am ascultat. Cine să fie oare? La ora 10, așa, nesperat, se auzi cheia în ială, cum deschide cineva. Spuneți, cine credeți că la ora aceasta era? Un domn tânăr, înalt, la costum, părea George Enescu, modern. Dar venise tata, inginer petrolist din delegație la Târgu Ogna. Proiectase prima sondă muzeu din România. Să văd care în petrol și gaze tare ești. Știi unde a fost prima sondă din lume? Nu povești? Îți spun eu, ca mintea să nu îți tocești. Epoca în care avem dovezi în scrisuri la Lucăcești. De foame scoate tata din servietă o foarte rumenă și caldă franzelă. Vedem amândoi, nu e nimic în cămară. Tata repede și hotărât mă lua de mână cu o pătură. Luată repede, fuga de pe pat, mergem pe câmpul cu grâu de aur curat. În vale, la complex, găsim de cumpărat, de băut, dulciuri, poate și de mâncat. Franzelă caldă, iaurt și parizer am luat. Și apoi, de mână, m-a tras. Aveam 4 ani. Am întins pătura pe lângă grâul de aur. Țin minte că
că pe sub iarbă erau bolovani. Băteau curenți de aer din față, dar calzi. Pe marea de spice pluteau ca un plaur macii roșii, capete de sânge de la balaur. Unde oare ești tu acum, dragul meu tati? Dar tu, când vii acasă de la piață, mami, din pâine și parizăr feliat, nimic nu a rămas. Nici cele patru borcane mari iaurt gras. Deodată vine mama speriată. Vecinii au auzit toți că plâng. Închis și lăsat singur în casă, tata și el. Sunt un copil mătâng. A zis vecinei că mergem la coasă. Am repetat de multe ori cu mama faza cu pătura de la lizieră, cu tata. Era minunat să venim mereu amândoi aici, să vedem câmpul, să citesc arici pogonici, să mâncăm struguri hamburg și brânză topită, să fie fericită copilăria și vârsta mea cea mică. Cu amândoi părinții mergeam mult pe jos, iarna și vara, toamna și primăvara. Tatăl meu avea pas mare, repede, vânjos. De un metru era pe alocuri zăpada. Avea boncagi buni, de piele naturală, la fel pantofi, când mergeam la școală. Mereu îmbrăcat, curat, călcat și aranjat. Era un copil frumos, nu băiat de aruncat. De mă pupau pe gură și femeile din sat. Asta mereu în mintea mea am detestat. Tata era fain, avea bani în buzunare. Mergeam la filme, la cinematografe. Îl lua profiterol și stafide în ciocolate. Alune gustoase cu cacao îmbrăcate. Și savarine moi cu frișcă siropoase. Trabuce, amandine super gustoase. Chiar și două cești mari de cafea cu lapte. Ciocolate cu rom, bune de cădeai pe spate. Toate aceste obiceiuri de înaltă societate, mai târziu, tânăr student, nu au fost uitate. În fiecare seară, cu Marilena la Hotel Central, la Hotel Prahova și Ciociosan, lângă spital,
Cofetăria Republica, Patria, Albina și alt local. Lăsam toți banii mei. Dacă nu, plăteam cordial. La cinema tineretului am fost cu mama. 3 banane moi a luat, fără să bag seama. Bomboanele și creioane chinezești mari. La filmul indian, o floare și 2 grădinari. Am lăsat și noi 2 un lighean de lacrimi. Erau la modă melodramele indiene tari. La cumpăra hăinuțe și pantofiori noi, cu mama mergeam la Universal, amândoi. La magazinul lui Ferdinand și al reginei inimilor. Ajuns acum birourile primăriei, rușinea rușinilor. Voi fi mare senator aur în Senatul României. Dar nu mai mare, mai celebru decât deja sunt. Ei vor să fac a doua oară la Grande Romanie. Cu cine? Cu farisei corupți? Mai bine în pământ. Văd crucea treflată a Lucalu. La excrocii ce se dau iluminati. Ba, am văzut-o și la candidații care nu au aflat încă, sărăcuții, când ne-am unit cu Ardealul.